Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, continuăm astăzi călătoria noastră în care însoțim poporul evreu în drumul lui către țara pe care Dumnezeu a promis că le -o va da ca moștenire. După cum probabil vă amintiți, am spus că, pentru noi, toate evenimentele prin care trece poporul sunt lecții pe care noi le folosim în pregătirea noastră pe drumul către Cananul Ceresc. Un prim lucru care se întâmplă în această carte este numărătoarea poporului. Lucru demn de remarcat, pentru că Dumnezeu ne atrage atenția asupra faptului că nu oricine poate ajunge acolo. Mai cu seamă în slujba preoțească nu se putea intra fără a se face dovada descendenței din familia levitică. Pentru noi este importantă această lecție, deoarece aplicabilitatea ei se referă la relația în care ne aflăm noi cu Dumnezeu prin credința în Domnul Isus Hristos. Fără credința în El, nimeni nu poate fi copil al lui Dumnezeu și, fără a fi copilul lui Dumnezeu, este cu neputință să ajungi în locul pe care l-a pregătit pentru ai săi. Acum aș dori să vă pun următoarea întrebare. Puteți să afirmați cu toată convingerea că sunteți creștini? Dacă nu știți ce să spuneți, dacă nu sunteți siguri, sfatul meu este să vă cercetați și să vedeți cum stau lucrurile cu adevărat. Ascultați ce spune Apostolul Ioan. Prea acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Sunt cuvinte scrise în prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 2. Dragul meu prieten, poți să spui și tu acest lucru? Cum poți deveni un copil al lui Dumnezeu? Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus, spune Pavel în Galateni. Nu există o altă cale. Poți deveni un fiu al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus dar tuturor celor ce l-au primit, adică pe Domnul Isus Hristos, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Spune Ioan de data aceasta în Evanghelia sa, în primul capitol, versetul 12. Dreptul de a fi copii ai Lui Dumnezeu le este dat celor care pur și simplu cred în numele Lui Iisus Hristos. Și genealogia noastră este importantă, dacă suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos, atunci suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos. Iată ce le scria Pavel Galatenilor. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Ori se știe, galatenii nu erau evrei. Sau iată ce scrie credincioșilor din Roma. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși, Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Dragul meu prieten, și tu trebuie să știi acest lucru. Poți fi născut din nou prin sângele Lui Hristos, devenind astfel un membru în familia Lui Dumnezeu. Aceasta este singura cale. În călătoria aceasta pe care o faci prin pustie, prin deșert, trebuie să știi cine ești. Dacă nu ești sigur de acest lucru, trebuie să te asiguri chiar acum că ești un copil al Lui Dumnezeu. Cum poți fi sigur? Bazându-te pe cuvântul Lui Dumnezeu. Nu contează ce simți sau ce ți se pare ție că ar fi corect. Dumnezeu spune că dacă te încrezi în Hristos, ești copilul lui. Te poți bizui pe cuvântul lui Dumnezeu. În primul capitol din cartea aceasta, numeri, ne sunt date cele 12 seminții ale lui Israel și numărul celor în stare să poarte armele din fiecare seminție. Dacă luați un calculator și adunați toate numerele din acest capitol, veți descoperi că numărătoarea a fost corectă. Dar să continuăm și noi lectura acestui prim capitol din Cartea Numeri și vom continua de la versetul 21. Bărbații din seminția lui Ruben, ieșiți la numărătoare, au fost 46.500. Au trecut în cărțile neamului pe fiul lui Simeon după familiile lor, după casele părinților lor, le-au făcut numărătoarea numărând pe cap numele tuturor bărbaților de la vârsta de 20 de ani în sus, toți cei în stare să poarte armele. Bărbații din seminția lui Simeon, ieșiți la numărătoare, au fost 59.300. Și lista continuă până la versetul 46. Toți ce ieșiți la numărătoare au fost 603.550. Acum remarcăm că leviții nu au fost numărați. Leviții, după seminția părinților lor, n-au intrat în numărătoare aceasta. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să nu faci numărătoarea seminției lui Levi și să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalți copii ai lui Israel. Dă în grijă a leviților cortul întâlnirii, toate uneltele lui și tot ce ține de el. Ei vor duce cortul și toate uneltele lui vor face slujba în el și vor tăbări în jurul cortului. Leviții nu erau numărați în vederea participării la război pentru că ei aveau în grijă cortul întâlnirii. Ei îl înălțau seara când se întorceau în tabără și îl strângeau când plecau gata de marș. Dă în grija leviților cortul întâlnirii, toate uneltele lui și tot ce ține de el. Ei vor duce cortul și toate uneltele lui vor face slujba în el și vor tăbări în jurul cortului. Când va porni cortul, leviții să-l desfacă și când se va opri cortul, leviții să-l întindă. Iar străinul care se va apropia de el să fie pedepsit cu moartea copiii lui Israel se tăbărească fiecare în tabăra lui, fiecare lângă steagul lui după cetele lor. Dar leviții se tăbărească în jurul cortului întâlnirii pentru ca să nu izbunească mânia mea împotriva adunării copiilor lui Israel și leviții să aibă paza cortului întâlnirii. Genealogia era importantă pentru că era nevoie ca toți copiii lui Israel să știe cine sunt. Era de asemenea important ca fiecare să știe de unde vine, cărei seminție aparține. Pentru că fiecare familie avea desemnat un loc anume în tabră. Același lucru este adevărat și pentru noi. Noi trebuie să știm că suntem ai lui Dumnezeu, că facem parte din familia lui. Trebuie să știm ai cui suntem. Vom vedea mai multe în această privință în capitolul următor. În acest al doilea capitol, descoperim că fiecare evreu trebuia să-și așeze cortul lângă steagul lui ce era scris sau desenat pe aceste steaguri? Îngăduiți-mi să vă prezint un citat din comentariu asupra Pentateuhului, volumul al treilea, scris de doi eminenți cercetători ai Vechiului Testament, Kale și Dalitz. Citez. Nici legea mozaică, nici Vechiul Testament în general nu ne oferă niciun fel de detalii cu privire la forma sau caracterul unei astfel de steag. Conform tradiției rabinice, steagul lui Iuda înfățișa un leu, cel al lui Ruben, chipul unui om sau capul unui om, steagul lui Efraim prezenta fața unui bou, iar cel al lui Dan, imaginea unui vultur. Astfel, toate viețuitoarele descrise de Ezechiel erau reprezentate pe aceste patru steaguri. Am încheiat citatul. Nu vreau să insist asupra acestui lucru pentru a nu cădea în pericolul de a face un prea mare caz de aceste reprezentări. Unii merg atât de departe încât spun că felul în care erau aranjate semințiile lui Israel în tabără reprezintă o imagine a semnelor zodiacului, a felului în care sunt aranjate stelele pe cer. Alții încearcă să găsească Evanghelia scrisă în stele sau să-și citească viitorul scris în ele. Shakespeare a spus, nu în stele, ci în noi înșine stă nimicnicia noastră. Dragii mei, problema noastră este în noi înșine, nu în stele. Nu vom găsi Evanghelia în stele, ci în Cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie. Fără Biblie, fără Cuvântul lui Dumnezeu, noi nici nu am bănui că Evanghelia se află încolo. Omenirea nu are niciun fel de scuză pentru că omul poate citi Evanghelia în stele, fiindcă toată creația, de fapt, descoperă puterea veșnică a lui Dumnezeu și a Dumnezeirii. Nu este important ce fel de nume sau de emblemă apărea pe acele steaguri, și mai știm și că tradiția nu este întotdeauna foarte exactă în transmiterea unor detalii. Dar să vedem care era ordinea în tabără. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, Copiii lui Israel să tăbărească fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinților lui, să tăbărească în fața și în prejurul cortului întâlnirii. L-a răsărit tabăra lui Iuda cu steagul ei și cu oștirile sale. Acolo să tăbărească mai marele fiilor lui Iuda, Nahshon, fiul lui Aminadab. Observați că toți își așează tabăra în funcție de amplasamentul cortului întâlnirii. Întâi era așezat cortul în tabără, și abia apoi își așezau și copiii lui Israel corturile în jurul lui. Ei își ridicau steagurile pentru a marca locul pe care îl ocupau în tabără. În partea de est se așeza Iuda, seminția lui Sahar și seminția lui Zabulon și așezau tabără împreună cu Iuda sub același steag. Dacă în semnul de pesteag era un leu, aceste trei seminții știau că acolo este locul. Versetul 10 La miază zi, tabăra lui Ruben cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Ruben, Elițur fiului Ședeur. Seminția lui Ruben se afla în partea de sud a cortului întâlnirii, iar Simeon și Gad își aveau tabăra împreună cu Ruben. Versetul 18 La apus Tabăra lui Efraim cu steagul său și cu oștirile sale. Acolo se tăbărască mai marile fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud. Dragii mei, când ați fost puși în acest trup, ați fost așezați ca un mădular al trupului. Iată ce spune Pavel în prima scrisoare adresată Corintenilor. Căci după cum trupul este unul și are multă mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rovi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dragii mei, Dumnezeu ne așează, asemenea poporului evreu, în trupul celor credincioși, pentru ca noi să-i slujim. Fiecare credincios are un dar. Și eu, și tu, dragul meu ascultător, dacă faci parte din trupul lui Hristos, ai un dar. Exercitarea acestui dar este slujba noastră de creștini. Trupul omenesc are multe mădulare, fiecare cu funcția lui. Numai în lava piciorului se află peste 20 de oase. Așadar, în trupul lui Hristos sunt multe daruri, și fiecare dintre noi are răspunderea de a-și folosi darul dat. Noi trebuie să aflăm care este darul încredințat nouă de Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu îi răsplătește pe copiii săi după măsura în care ei folosesc acest dar. Deși Duhul Sfânt împarte fiecăruia daruri după cum voiește, eu sunt încredințat că versetul din această primă epistolă către Corinteni. Versetul 31 din capitolul 12 ne indică faptul că ne putem ruga și putem dori cu ardoare cele mai bune daruri, dar ceea ce nu trebuie să uităm este că ele ne vor fi date în măsura în care ele slujesc trupului. De fapt, odată cu ele vine și responsabilitatea. I-am cerut odată lui Dumnezeu să-mi dea darul de a învăța pe alții Biblia așa cum o făcea un mare predicator din vremea mea. Dumnezeu a răspuns în chip minunat la rugăciune. Nu am ajuns să predic la fel ca acel om, dar Dumnezeu mi-a dat o lucrare de tălmăcirea a cuvântului său, așa cum mi-am dorit și cum mi-am cerut. Cred că putem răvni la cele mai bune daruri, cu condiția să recunoaștem că totul este sub controlul suveran al Duhului Sfânt. Vă amintiți de Dorca? Ea făcea haine. Această femeie, care este descrisă în cartea Faptele Apostolilor, nu făcea altceva decât să coase haine pentru alții. Când a murit, cei care o cunoșteau l-au chemat pe Simon Petru, căruia văduvele i-au arătat hainele făcute de dor ca pentru ele. Simon Petru și-a spus, ar fi bine să o înviem pe această femeie, biserica are nevoie de ea și Dumnezeu a înviat-o din morți. Dragul meu prieten, ar trebui să-ți găsești și tu locul în tabără. Ești cumva în situația de a ocupa pe nedrept locul al cuiva, Ți-ai asumat o sarcină pe care nu o poți duce la îndeplinire și care se cuvine a fi încredințată altei persoane? Noi ar trebui să încurajăm toți membrii bisericii din care facem parte să îi îndemnăm să-și găsească locul și darul dat de Dumnezeu. O asemenea atitudine ar putea să-l însuflețească și pe cel mai umil membru al adunării noastre. Dragii mei prieteni, fiecare dintre voi are un dar și Dumnezeu vrea să-l folosiți. Nu încercați să faceți treaba altuia. Nu încerca să declinați orice responsabilitate în cadrul trupului. Faceți ceea ce va chema Dumnezeu să faceți. Dar să trecem și mai departe la capitolul 3, unde este prezentată familia levitică și așezarea ei în tabără. Iată sămânța lui Aron și a lui Moise pe vremea când a vorbit Domnul cu Moise pe muntele Sinai. Iată numele fiilor lui Aron. Nadab, întâiul născut, Abihu, Eleazar și Tamar. Acestea sunt numele fiilor lui Aron care au primit ungerea preoțească și care au fost închinați în slujba preoției. Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului când au adus înaintea Domnului foc străin în pustia Sinai. Ei n-aveau fi. Eleazar și Tamar au împlinit slujba preoției în fața tatălui lor Aron. Mai întâi ne este prezentată familia lui Aron și a lui Moise. Datele de aici confirmă cele citite de noi în Cartea Levitic, Nadab și Abihu au fost nimiciți pentru că și-au asumat slujba marelui preot și au făcut un lucru pe care nu le era îngăduit să-l facă. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Apropie seminția lui Levi și pun înaintea preotului Aron ca să fie în slujba lui. Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări înaintea cortului întâlnirii, să facă slujba cortului. Seminția lui Levi a fost încredințată marelui preot Aron pentru a-i fi acestuia de ajutor. Noi, cei credincioși, suntem un neam de preoți a celui preasfânt. Astfel, noi suntem încredințați marelui preot care este Domnul Iisus Hristos. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în rugăciunea lui de mare preot, consemnată de Ioan în Evanghelia San, capitolul 17. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Credincioșii care alcătuiesc biserica Domnului Iisus au fost încredințați Domnului Iisus Hristos. Capitolul 17 din Evanghelia după Ioan conține această minunată rugăciune a Domnului pentru noi. Noi suntem darul de dragoste al Tatălui către Fiu. Unii dintre noi simt că darul acesta nu este cine știe ce, dar nu trebuie să uităm că nu contează ce suntem acum, ci contează ceea ce va face el din noi. Acest act prin care leviții sunt dați lui Aaron este menționat încă o dată. Versetul 12. Iată că am luat pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuți care se nasc întâi dintre copiii lui Israel, și leviții vor fi ai mei. Căci orice întâi născut este al meu. În ziua când am lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, mi-am închinat mie pe toți întâi născuți din Israel, atât din oameni cât și din dobitoace. Ei vor fi ai mei. Eu sunt Domnul. Așa punea Dumnezeu problema pe vremea aceea. Eu cred că și astăzi El cere fiecărei familii să-i dea lui nu numai toate bunurile materiale, ci și un membru al familiei. Este dedicat, dragii mei, pe ai voștri, i-ați dedicat Domnului. Ați dedicat Domnului tot ce aveți. I-ați încredințat Domnului pe membrii casei voastre. Domnul așteaptă lucrurile acestea de la noi. Primul născut este al Domnului. Aceasta nu înseamnă că trebuie să plece într-o misiune undeva. El era răscumpărat pentru a arăta că aparține lui Dumnezeu. În Israel, în loc să-l ia pe născut din fiecare seminție, Dumnezeu i-a pus să facă această numărătoare, după care a luat seminția lui Levi pentru o slujbă specială. Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai și a zis, Fă numărătoarea copiilor lui Levi după casele părinților lor, după familiile lor și anume, fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus. Moise le-a făcut numărătoarea după porunca Domnului în tocmai cum poruncise. Iată care sunt fiii lui Levi după numele lor, Gershon, Kehat și Merari. În seminția lui Levi existau trei familii, iar acestea erau familiile celor trei fii ai săi, Gershon, Kehat și Merari. Este numărată familia lui Gershon. Aceștia și-au așezat tabăra înapoi a cortului întâlnirii la Apus, Datoria lor era să aibă grijă de cort și de acoperișul lui, de învelitoarea acoperișului cortului și altarului și perdeaua de la ușa cortului întâlnirii. Apoi pânzele curții și perdea de la poarta curții cortului de jur împrejurul cortului și altarului și toate funile pentru slujba cortului. Apoi este numărată familia lui Chehat. Ei s-au așezat în partea de miază zi a cortului întâlnirii. Ei aveau în grijă masa, sfejnicul, altarele, uneltele Sfântului Locaș, perdea dinăuntru și tot ce ține de ea. Este numărată și familia lui Merari. Ei s-au așezat în partea de nord a cortului întâlnirii. Slujba lor era să se îngrijească de scândurile cortului, drugii, stâlpii și picioarele lor, toate uneltele ce țin de ele, stâlpii curții cu țărușii și funile lor. Dragi prieteni, cred că putem să ne facem acum o imagine despre aranjamentul taberei Israel în pustie. Cortul întâlnirii forma un pătrat în mijlocul taberei. Un alt pătrat era format în jurul cortului de taberele leviților. Un alt pătrat și mai mare era format de taberele celor 12 seminții ale lui Israel. Cortul întâlnirii era așezat întotdeauna cu intrarea spre est. Aron și Moise cu familiile lor se așezau în fața intrării în cort pe partea de la răsărit. Merar era la nord, Gerșon la vest, Chehad la sud. Acesta era pătratul care înconjura cortul întâlnirii. Apoi, în spatele acestora erau taberele lui Iuda, Isahar și Zabulon la est, Dan, Asher și Neftalii la nord, Efraim, Manase, Beniamin la vest, Ruben, Simeon și Gad la sud. Dar iată care era numărul total al leviților. Toți leviții, a căror numărătoare au făcut-o Moise și Aron după porunca Domnului după familiile lor, toți bărbații de la vârsta de o lună în sus au fost de 22.000. de mii. Dar iată și numărul întâilor născuți din Israel. Domnul a zis lui Moise, fă numărătoarea tuturor întâilor născuți de parte bărbătească dintre copiii lui Israel de la vârsta de o lună în sus și numără-i după numele lor. Să-i peleviți pentru mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților în locul tuturor întâilor născuți din vitele copiilor lui Israel. Și Moi s-a numărat toți întâi născuți din familiile poporului Israel și a găsit 22.273 de băieți de la o lună în sus, care erau primii născuți în familiile lor. Aceasta înseamnă că erau cu 273 mai mulți decât leviții. Pentru răscumpărarea acestor 273 de întâi născuți era nevoie de câte 5 sicli pentru fiecare. Iar acest argint trebuia să fie dat lui Aron și fiilor lui. Dragi prieteni, chiar și aceste numere, și nume care este foarte posibil să nu ne impresioneze foarte tare, trebuie să ne dea de gândit. Pentru Dumnezeu sunt foarte importante. El cunoaște întotdeauna după nume pe fiecare, și ordinea îi este caracteristică. Să luăm, dar aminte la aceste aspecte. Să încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.